Salutare, salutare. Răspuns pentru Radu Florin Iancu. El zice așa: salut, Laurențiu, vorbește-ne mai mult despre cedare. Citez din Evanghelie, spune domnul Radu. Iisus și tânărul bogat. Chiar când pornea la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: bunul învățător, ce să fac ca să moștenesc viață veșnică? Iisus i-a răspuns: de ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu ucizi, să nu comiți adulter, să nu furi, să nu depui mărturie falsă, să nu înșeli, cinstește-l pe tatăl și pe mama ta. El a spus: învățătorule, pe toate astea le-am împlinit încă din tinerețea mea. Privindu-l, Iisus l-a iubit și i-a zis: îți lipsește un singur lucru. Du-te, vinde tot ce ai și dă săracilor și vei avea astfel o comoară în cer. Apoi vino, urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, a plecat întristat pentru că avea multe posesiuni. Acum, cel care a pus întrebarea continuă: tu ne înveți să fim oameni buni, dar dacă nu putem ceda? Eu și mulți ca mine suntem prea legați de familie, servicii, copii, relații, etc. Bun. În primul rând, când Iisus zice: îți lipsește un singur lucru, du-te, vinde tot ce ai și dă săracilor. El prin asemenea afirmații, ce a vrut să spună? A vrut să spună un lucru foarte ușor și simplu. Ca să nu mai ai gânduri despre posesiile tale și să nu te mai legi de ele, să le vinzi. Dar asta se aplica doar omului respectiv. Sigur, Iisus a văzut în el sărăcia, a văzut în el posesivitatea lucrurilor, a văzut în el că vrea să dețină. Și de aceea a vrut să îi explice că trebuie să vândă tot ca să nu se mai lege de el, ca să se poată elibera din perspectiva asta. Nu că asta ar aduce la vreo eliberare, în niciun caz. Iar acum, imediat, du-te, vinde tot ce ai și dă săracilor și vei avea o astfel de comoară în cer. Asta este, bineînțeles, putem să-i spunem, o aberație. Cum să dai ceva aici și să ai în cer? Adică, băi, cu Dumnezeu nu faci troc, în niciun caz. Astea sunt doar, bineînțeles, chestii foarte simple. Da, eu te înțeleg pe tine ce vrei să spui și o să continui cu răspunsul. Tu zici așa: tu ne înveți să fim oameni buni, dar dacă nu putem ceda? Eu și mulți ca mine suntem prea legați de familie, serviciu, copii, relații. Sunt două chestii. Sunt posesiunile și cel care le posedă. Tu dacă vei renunța la cel ce posedă posesiunile, atunci n-ai nicio problemă cu familia, cu copiii și cu toate cele. Nu ține de lucruri. Tu vezi, iei totul motamo. Iisus ar fi zis unui om asemenea afirmații, iar asemenea afirmații aparțineau acelui om și Iisus. Erau pentru omul ăla și erau ale lui Iisus. N-are nicio legătură cu tine. Bineînțeles, având eul mental în căpușor, adică gânditorul, imediat asociezi și compari cu ce ai tu și ce avea omul ăla. Răspunsul nu era pentru tine, ai făcut din mâncat mâncărime. Adică absolut nimic, nu s-a înțeles. Bun, asta ca și aspect. A doua chestie, ține minte ce ți-am explicat. Tu trebuie să scapi de cel ce posedă lucrurile, nu de posesiuni. Nu trebuie să-ți vinzi posesiunile, ar fi absurd. Nu trebuie să renunți la familie, ar fi absurd. Nu trebuie să renunți la copii, și mai absurd. Și la cel care crede că le posedă, adică la gânditorul din cap. Deci, odată ce poți să ajungi la capacitatea să-ți oprești gândurile, atunci gândurile nu mai sunt o problemă ca să te deranjeze și ca să ai distrage. Apoi toată atenția trebuie pusă pe gânditor. Și doar așa, când nu-ți mai scapă nicio secundă și toată ziua ești pe gânditor, gânditorul la un moment dat este absorbit de către sine. Și doar așa poți să scapi de cel ce posedă toate lucrurile astea. De aceea nu mai citiți cărți vechi, că sunt toate absurde, nu sunt pentru voi. Erau pentru vremurile respective, pentru cultura oamenilor din acea perioadă. În niciun caz vouă.
Deci trebuie să înțelegeți aceste aspecte. Altfel încurcați lucruri și nu mai înțelegeți nimic. Voi credeți că trebuie să renunțați la posesiuni? Ce absurditate! Păi toate sunt ale lui Dumnezeu. Cum ai putea tu să renunți la ceva ce nu este al tău? Toate sunt ale lui. E absurd. Asta înseamnă credință. Înțelegi că totul se întâmplă într-un Dumnezeu, dintr-un Dumnezeu. Tu ești, ca și posesiunile tale, care le consideri ale tale, toate astea sunt ale lui. Și tu și posesiunile sunt ale lui. Așa, tu cum poți să renunți la ceva ce nu sunt ale tale? Asta e adevărata credință. Bun. Deci, ca să puteți să înțelegeți Biblia, Gita, Coranul, trebuie să te debarasezi de gânduri mai întâi, ca să poți să vezi lucrurile clare, nu să te iei după gânduri. Fiindcă mereu vei asocia și compara și se va transforma într-o poveste tragică pentru tine și, bineînțeles, dăunătoare, că nu o să o înțelegi. Bun. Vă aștept la evenimente online, față în față sau, bineînțeles, la cursurile care sunt în descrierea videoclipului pe Patreon. Bun atunci. Și tu să ai o zi ușoară. Nu? Ciao, ciao.